Kiku, Ion Kiku. Și mai aproape, dar în condiții așa mai puțin tragice, perioada COVID-ului, și am stat cam într-o secție de reabilitare la Spitalul Clinic Republican. Iată, atunci am înțeles ce titan este Domnul Spiridon Vanghele, a fost și va fi permanent, pentru că dacă noi ăștia, după ani mai tineri, acolo stăteam cu gânduri astea, zicem, mai sumbri, dumnealui, chiar dacă avea aproape 90 de ani, era plin de energie, nu se simțea bine, dar ne trata prin încurajare pe noi. Deci a fost și este mare fiul al neamului. Iar faptul că noi, Moldovenii, Republica Moldova, este cunoscută de plan internațional, renumitul Bucuță, cred că vorbește foarte mult. Eu nu cred că noi am avut sau avem mulți fii ai neamului care au fost în o asemenea măsură ambasadori în neamul nostru pe plan internațional. Să-i păstrăm memoria, pentru că prin viața, prin opera sa, ne-a făcut să ne simțim oameni, să ne simțim moldoveni și să ne simțim cetățeni acestui pământ, acestui popor. Să ne vorbim.